Dr. Chip. Salutare, oameni buni! Pentru cei care nu mă cunoașteți, sunt Dr. Chip. În acest clip vreau să vorbesc despre regimul alimentar pe care trebuie să-l urmeze o persoană care se recuperează după alcoolism, dar care măsuri se pot lua și de către o persoană care, din păcate, continuă să bea, pentru că sunt benefice pentru sănătatea sa și mai atenuează din efectele alcoolului. Deci, o persoană care se recuperează după alcoolism sau chiar o persoană care continuă să bea, trebuie să adopte anumite măsuri pentru a diminua efectele alcoolului asupra ficatului. Alcoolul afectează ficatul, începe cu steatoză hepatică, deci ficat gras, apoi ficatul suferă un proces de inflamație și în final se poate ajunge la procesul de fibroză, dezorganizarea ficatului, care duce la ciroză hepatică. De aceea este foarte important un fost alcoolic sau chiar o persoană care consumă alcool să mănânce anumite alimente care au efect protector asupra ficatului. Principalele alimente care protejează ficatul sunt legumele crucifere. Din această familie fac parte varza, conopida, brocoli, ridichi, hrean, muștar și o serie de alte legume. Acestea sunt cele mai cunoscute. De ce? Pentru că acestea conțin o substanță numită sulforafan, care este foarte bună asupra ficatului, un efect antiinflamator și antioxidant la nivelul ficatului. Ele trebuie însă consumate crude sau cel mult la abur, la temperatură scăzută, deoarece temperatura crescută distruge enzima, deci acea substanță, care activează sulforafanul. De asemenea, aceste legume crucifere au și o cantitate mare de vitamina C, care are efect puternic antioxidant. Varza se poate consuma, deci, ca atare, sub formă de salată, sau se poate pregăti suc de varză, care conține concentrat toate aceste substanțe de care v-am spus, fitonutrienții cu efecte benefice. Al doilea aliment este reprezentat de crustacee, deoarece conțin zinc și seleniu, care au acțiune antioxidantă, după cum am spus, benefică pe ficat. Pentru deficitul de vitamina B1 și, în general, de vitamine din complexul B, care apare în consumul de alcool, se recomandă drojdia nutritivă, care este ori sub formă de capsule, ori sub formă de fulgi, nu are nicio importanță, este la fel de bună, este principala sursă naturală și cea mai bună sursă de vitamina B1 și, în general, de vitamine din complexul B. De asemenea, se recomandă consumul de pește, în special de pește gras, somon, sardine, dar pește sălbatic, nu de crescătorie, deoarece au conținut crescut de omega-3, care are acțiune antiinflamatorie. Foarte benefic pentru recuperarea după alcoolism este postul intermitent, deci dar cu pauză alimentară de cel puțin 18 ore pe zi. De ce? Deoarece la o pauză alimentară de minimum 18 ore se activează procesul de autofagie, acel proces prin care organismul se curăță de proteinele degradate care apar în situația consumului de alcool în ficat. Iar aceste proteine degradate se transformă în aminoacizi, din care aminoacizi apoi se sintetizează proteine sănătoase. În plus, postul intermitent are și acțiune antiinflamatorie, deci încă un efect benefic în recuperarea după consumul de alcool. Dacă se poate, dacă e posibil, ar fi bun chiar un post, o pauză de 48 de ore, o dată pe săptămână sau la două săptămâni, pentru că accelerează și accentuează efectele benefice. În plus, față de aceste alimente, se pot administra și anumite suplimente alimentare care au ca efect creșterea cantității de glutation. Iar glutationul este cel mai puternic antioxidant la nivelul ficatului. De ce se poate lua? Cisteină, glutamină, glicină, N-acetilcisteină și ciulinul de lapte sau armurariu. Se găsește sub formă de supliment la plafar, la farmacie. Cereți extract de armurariu sau ciulin de lapte și sunt foarte multe produse. Iată, deci, acestea sunt măsurile care trebuie luate în recuperarea după alcoolism și, după cum am spus,
ele ar fi bine să fie luate și de o persoană care încă, din păcate, consumă alcool în cantitate mare. Închei aici. Dacă vi s-a părut interesant, vă rog să dați un share, să ajungă informația la cât mai multă lume și, de asemenea, aștept în comentarii opiniile, întrebările, părerile voastre. Vă mulțumesc, până data viitoare, la revedere!